Slăvit să fie Domnul! Eram gata să-l repet pe Domnul ăla cu ochelari de aur și să spun că sunteți extraordinari și fantastici. Dar am spus că sunteți numai extraordinari. Fantastici nu. Că ceea ce se întâmplă aici este totul real. Slăvit să fie Domnul! Amin. Frații mei, suntem la cina Domnului. O sărbătoare pe care însăși Mântuitorul nostru a instituit-o, cea mai mare sărbătoare, poate singura pe care El a dorit-o așa de mult, a așteptat-o. Și spunea ucenicilor din Ierusalim, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, înainte de patima mea. Eu cred că dorința a rămas vie în inima Mântuitorului nostru. Și cel care altădată se bucura de părtășia lui Bartolomeu, a lui Petru, a lui Ioan, astăzi dorește să mănânce Paștele acesta împreună cu noi. Eu cred că Hristos dorește mult să stea la masă astăzi cu noi. Și rog pe Duhul Sfânt să pună dorința aceasta și în inima noastră. Amin. Dragii mei, pentru că cina aceasta este și un simbol al unității depline. Lanul de grâu creează impresia de unitate, dar nu e unitate deplină, că de vrei poți să alegi spic cu spic sau pai cu pai. O grămadă de grâu creează impresia unității, dar de vrei poți să alegi bob cu bob, să-l dai deoparte. Unitatea deplină a grâului, știi când se realizează? După treierat, vine piatra mori, care îl zdrobește, îndepărtează coaja, tărâța aia, care oricum nu se lipește niciodată prin niciun procedeu, și rămâne miezul, rămâne făina, și urmează frământarea, și urmează cuptorul. Și când ai scos pâinea din cuptor, nu mai poți să iei o firmitură să spui asta e din bobul ăla și bucățica asta e din bobul ăla. Simbolul unității este în pâine. Și eu aș dori ca biserica de aici din Ielim să fie una. Amin. Una pe orizontală și una cu Domnul pe verticală. Amin. Dar vorbim de pâine aceasta, Pavel spunea că având în vedere că este o pâine, noi care mâncăm din această pâine, suntem un trup, vine Apostolul Pavel și prezintă doar câteva pericole. Și ne vorbește în Sfânta Scriptură de aluatul lui Irod, aluatul fariseilor și aluatul saducheilor. Fără să insistăm prea mult pe asta, Pavel venea și spunea aici în cuvântul său, să prăznuim dar Paștele nu cu un aluat vechi, nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăție și a adevărului. Același Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28, spunea că noi trebuie să ne cercetăm, fiecare să se cerceteze pe sine. Ochiul are o privire tridimensională. Odată cu ochiul ne uităm în sus, la Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu. A doua oară ne uităm la frații noștri cu care avem părtășie la cină, dar a treia oară putem privi înăuntru nostru. Și Pavel spun, văd în mine. Aș dori ca astăzi să ne uităm și în noi. Și în cercetarea care ne-o facem la cina Domnului, să privim de data asta mai mult în noi, să ne uităm la noi și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vorbim de aluatul lui Irod. Vă aduceți aminte de mândria omului acestuia? Când a așezat pe jilțul său domnesc, a început să vorbească și noroadele striga glas de Dumnezeu, nu de om. Și la un moment dat Dumnezeu s-a supărat. A trimis un înger, l-a lovit și omul ăsta a murit, mâncat de vierme. Când prăznuim Paștele, ne verificăm ca nu cumva în noi să fie o fărâmă de mândrie. Nu cumva să fie o fărâmă de mândrie în noi, că e un aluat vechi și astăzi trebuie să-l îndepărtăm aluatul acesta. Și eu mă uit în mine, pentru că aluatul are
Capacitatea asta de a crește, de a dospi, de a plămădi și a compromite totul. Vorbeam joi seara că în umblarea noastră cu Domnul trebuie să avem o dedicare totală, din toată inima. Vreau să spun acum că în plămădeana asta nouă, a noastră, așa cum suntem noi, făcuți de Dumnezeu, dacă se strecoară o fărâmă din aluatul mândrie, ne compromite lucrarea și slujirea și mântuirea noastră. Pentru că aluatul ăsta crește. Uitați-vă în Luca 9, cu versetul 46, spune că în mintea ucenicilor le-a venit un gând. Să știe care e cel mai mare. E, și gândul ăsta de câte ori nu vine și la noi. Până la urmă, de-ar fi rămas la un gând. Era păcat, dar nu așa de mare. Dar aluatul ăsta dospește. Aluatul crește. Și în Luca, în 22 cu 24, spune că între ucenici s-a iscat o ceartă ca să știe care e cel mai mare. Pentru că mândria crește în noi. Mândria nu rămâne la stadiul ăla, o fărâmă de mândrie în mine, dar o țin acolo sub control. Nu, nu. Mândria crește, aluatul crește. Și Pavel ne spunea acum, mândria asta, aluatul ăsta vechi, să-l scoatem afară. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Dacă vreți un alt exemplu, vorbesc de un împărat al lui Israel extraordinar, bun strateg, luptător, bun gospodar. Numele lui este Ozia. Și la un moment dat, când a ajuns pe culmea puterii sale, și-a permis să intre în templu ca să tămâieze. Și Azaria, marele preot, cu 80 de preoți, au mers oameni de inimă, au mers la împărat și au spus, nu ți-ai îngăduit, împărate, să faci lucrul acesta. Și el s-a mâniat. Și în momentul când împăratul s-a mâniat, Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Și i-a dat seama că e lepros. Și a stat în carantină toată viața lui. De ce? Pentru că omul ăsta a crescut în mândria lui. Și astăzi suntem la cină. Și spunea Apostolul Pavel, să ne uităm, fiecare să se cerceteze. Și eu mă uit în lăuntru meu. Îi drept că mă uit și la voi. Dar mă uit în lăuntru meu și mă gândesc, nu cumva să am o fărâmitură din aluatul ăla care se cheamă mândrie. Că mândria este un păcat teribil. Și stând la cine vrem să ne verificăm în privința aceasta. Odată am venit din câmp și am participat la o mormântare la noi în sat. Numai ce m-a spalat un pic, mi-a luat o haină bună și m-am dus. Și frații m-au văzut, o spus, fratele dragul, să predice Evanghelia. Și am predicat. Probabil că Domnul mi-a dat har. Când am plecat înapoi în mulțime, un alt frate care e prieten cu voi, fratele Virgil Neagu, s-a alăturat de mine, că suntem și un pic de rude, și îmi spune, Domnule, ai avut un cuvânt foarte bun. Și eu îi spun, băi, Virgil, nu m-am pregătit din loc, eu cum vin de la coasă, mă, din loc nu m-am pregătit. Și el se uită la mine și îmi spune, măi, mândrule, mă, ce vrei să spui, că dacă erai pregătit, erai mai grozav? Când am spus că ai predicat bine, tu trebuia să meri să spui, slăvit să fie Domnul. Ei, dar în noi există un pic de mândrie și mândria asta crește, nu rămâne acolo. Și îmi spunea, el a mai vorbit odată într-o adunare și a predicat un tânăr, a cântat așa de frumos la acordeon și când a venit în bancă, i-a spus, măi, Domnul, stii bine cu mintea, ai cântat foarte frumos. Și el îmi spune, hei, acum ați răgușit? Ei, asta înseamnă mândrie la noi. Și acum ne uităm cât aluat de mândrie avem noi, că mândria asta are mai multe fațete. Există o mândrie a profesiei tale. Am întâlnit-o recent, foarte recent, când am fost să consiliez o familie în care sora nu voia să lucreze și nu accepta orice fel de lucru. Și mi-a spus, frate Dragoș, eu am terminat asta, asta, sunt așa, așa, spus vreo trei titluri mari. Și am spus, nu ești nimic, ești posesoarea unor hârtii cu ștampil deocamdată. Că din câte studii ai terminat, încă nu te-a angajat nimeni. Fă și tu deocamdată la început ce poți. Nu-mi permit asta. Și m-am uitat câtă mândrie că ea a terminat o școală. Eu îndemn pe toți copiii la școală și ai mei vreau să învețe bine. Și îi îndemn. Dar până la urmă n-ar trebui să fim mândri cu astea. Și un paradox. Oamenii care sunt foarte înțelepți și chiar au funcții înalte, știu să fie smeriți. Iar ăia care sunt din divizia a doua, ăia apucă mândria. Aș dori ca Domnul azi să ne dea pocăință, frate. Suntem la cina Domnului. Și Pavel spunea așa, nu prăznuiți paștele Domnului cu un aluat din ăla vechi, care poate fi al mândriei. Există o mândrie, o facetă a mândriei, la felul cum arătăm noi.
atâtea preocupări. Ce contrast izbitor între smerenia care o cere Domnul și mândria care o afișează firea noastră. Există și asta. Există o fațetă a mândriei în ce privește slujirea noastră. Și suntem așa, dincolo de sentimentul de mulțumire, ajungem să fim mândri pentru ce putem face noi. Și asta e foarte periculos. În momentul în care un om se mândrește, îi devine vrășmașul lui Dumnezeu. Că Petru spunea în capitolul 5:5, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Există încă o mândrie, am întâlnit-o, o mândrie a smereniei. Unii sunt atât de smeriți, atât de conservatori că se mândresc cu asta. Și asta e tot mândrie și tot păcat. Aș vrea ca Domnul astăzi, prin Duhul Sfânt, să ne ajute să ne cercetăm. Fiecare să se cerceteze pe sine. Și dacă noi, undeva în adâncul inimii, în lumina Duhului Sfânt, vedem că avem o fărâmă din aluatul acesta vechi, să ne ajute Domnul să-l scoatem afară. Și să prăznuim Paștele cu azimele curăție și a adevărului. Și apoi spunea cuvântul Domnului aici, nu cu un aluat de fățărnicie. Există și aluatul ăsta al fățărnicie. Asta e la modă. Avem cărți de specialitate care ne învață să fim fățarnici sau diplomați în alți termeni. Să gândim una și să rostim alta. Dar asta e fățărnicie. Și aluatul ăsta crește, dragii mei. Eu mă gândeam la o familie. O familie din Scriptură care și-a asumat niște riscuri extraordinare. Era la începutul creștinismului. Biserica era în fașă, în Ierusalim. Erau așa dezbateri teologice. Și la un moment dat, unii au apucat pe calea credinței. Au atras disprețul marilor preoți, a familiilor. Dar ei au plătit prețul acesta de la legea lui Moise, de la ritualurile acelea date de Moise. Ei au trecut și au crezut că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, acel învățător tânăr și itineraric, i-a fermecat, i-a cucerit și au spus, ăsta a fost Fiul lui Dumnezeu și au trecut la creștinism. Erau acolo niște riscuri, pentru că acei creștini, acea religie nouă înființată aveau ceva ciudat. Vindeau ogoarele, vindeau casele, trăiau de op și trăiau împreună. Era un risc care trebuia să-și-l asumi. Și o familie din Ierusalim a acceptat aceasta. Eu cred că au avut multe înțelegeri între bărbați și nevaste. Au avut o discuție cu mare preot de la templu. Au avut atras asupra lor mânia rudenilor și a neamului. Și la un moment dat Anania și Safira au spus, nu, noi ne pocăim, noi suntem creștini, noi mergem cu Biserica lui Hristos. Și au mers o vreme. Dar nu știu când. În mintea lor au pătruns un duc de fățărnicie, de viclenie. Au vândut și ei o moșioară și au adus prețul ei la picioarele apostolilor, dar nu cel real. Și nu știu când au devenit fățarnici. Și nu știu când au devenit viclen, că îi întreabă Petru Anania, cu atât ai vândut moșioara? Da, cu atâta. Cum ai mințit tu pe Duhul Sfânt? Că n-ai mințit pe un om. Și Anania cade mort așa în mijlocul adunării. Și adunarea e prinsă de frică și de cutrem. Și vine nevastă sau văduvă, care nu știa că e văduvă. După 3 ceasuri vine Safira, cu atât ați vândut, cu atâta. Cum v-ați înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt? Și cade și ea moartă acolo. Ați văzut că fățărnicia asta a crescut. Și fățărnicia asta compromite o lucrare bună, o lucrare sfântă. Oamenii ăștia aveau meritele lor. Eu am încercat, vorbind de Anania și Safira, să văd meritele și am găsit multe merite în ei. Așa cum văd multe merite în voi care v-ați pocăit la Elim, la Timișoara. Dar, repet, nu știu cum, nu știu în ce împrejurare a pătruns puțin aluat de fățărnicie și și-a pierdut mântuirea. Fiecare să se cerceteze pe sine. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Doamne, ajută-ne! Că vorbind de păcatul fățărniciei, e greu de depistat. Că se roagă Sfântul, se roagă și fățarnicul. Postește Sfântul, postește și fățarnicul. Face milostenie Sfântul, o face și fățarnicul. Citiți-vă Rom Matei acolo. Și e greu de depistat și fățărnicia asta... E o boală care cuprinde pe toți.
Nu sunt clauze contractuale să spui pe păstori, n-ai voie în fățărnicie să mergi, nici la recitator, nici la cântăreț, n-aveți voie la oamenii ăștia. Dacă însăși marele apostol Petru a fost prins la un moment dat de fățărnicie și spune Pavel, când i-am văzut eu că nu umblă după adevăr, i-am stătut împotrivă și am spus, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile, cum vrei să silești neamurile să trăiască ca iudeie? Petru a fost prins și el la un moment dat de lațul fățărnicie, că până a venit cei din Iacob mânca cu neamurile, dacă nu au venit de la Ierusalim s-au făcut că nu mai mănâncă. Atenție, păcatul ăsta fățărnicie e foarte periculos, că îi atacă pe toți, de la ăla, de la amvon, de la mine care predic și până la cel care mă ascultă pe ultima bancă. Pe toți îi atacă și e un păcat molisitor. Că bine Biblia se spune că în lațul fățărniciei a fost prins și Barnaba, s-a luat după Petru, după Apostolul Domnului. Aș dori să ne cercetăm astăzi, să nu prăznuim Paștele Domnului cu un aluat de fățărnicie, ci să-L prăznuim cu azimele curăție. Doamne, ajută-ne la asta! Nici cu un aluat de răutate. Există un pic de răutate în inima noastră? Dacă ai numai un resentiment, o bănuială rea, o impresie greșită față de cineva, ea nu rămâne la stadiul acesta. Aluatul ăsta crește, el crește și dintr-o dată vei fi plină de ciudă, de mânie și vei trece chiar la acțiuni împotriva fratelui și a surorii tale. Mă gândeam mult la o lucrare din Vechiul Testament. O femeie, mamă, purta numele frumos de mamă, plătește niște asasini cu săbii ascuțite, intră în palatul imperial și o omoară pe toți prunci ce aveau drept de domnie. Și ea se declară împărăteasă. Eu văd acolo pereți stropiți de sânge, eu văd groază, eu văd teroare, eu văd vaiete, eu văd acolo fugă disperată și asasinii este pe toți îi omoară. Numai fata împăratului a luat un copilaș mic, l-a ascuns undeva sub o pătură și băiatul ăsta a scăpat. Și băiatul ăsta crește în templu dus de marele preot. Ăsta n-are colegi de joacă. Îl crește acolo și mereu marele preot îi făcea, nu plânge, nu te râde, nu fă gălăgie că te aude împărăteasa. Câțiva ani stă în templu. Și când avea 8 ani, parcă, sau 7 ani, îl ia marele preot și îl pune împărat. Și el domnește bine înaintea Domnului. Dar marele preot moare. Și împăratul ăsta, acum în putere, matur, om, îndepline capacități, înclină spre închinarea la idol. Și vine un proroc și îi spune, pentru ce te închin la idol? Domnul Dumnezeu te părăsește. Și împăratul spune, omorâți-l cu pietre. Ți-am cerut sfatul, ți-am cerut părerea și îl omoară pe Zaharia cu pietre de tindă și altar. Știți cine era băiatul ăsta? Era fiul marelui preot care l-a scăpat pe el. Și Zaharia a spus, Domnul să vadă și să judece între mine și tine. Atât m-am gândit, când a intrat în împăratul ăsta răutatea? Pe unde a putut să intre atâta răutate? Și Biblia spune și a uitat tot binele pe care îl făcuse tatăl său, marele preot. Unde intră răutatea în noi, frații mei? Am copilărit împreună, am fost la școală împreună, am cântat la cor împreună, am slujit împreună și dintr-o dată între mine și un frate intră răutatea. Și răutatea asta crește și răutatea asta dezbină pe frați. Și astăzi suntem la cină. Și spunea Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine. Dar acum vă dau voie, dincolo de privirea asta interioară, uitați-vă la în dreapta și în stânga. Fratele de lângă tine se va împărtăși. Îi ești prieten? Sora de lângă tine se va împărtăși. Îi prietenă cu tine? Dacă avem o rezervă mică și o mică răutate în noi, ea va crește și va compromite toată lucrarea. Că spunea Pavel Apostolul, puțin a luat dospește toată plămădeala. Suntem la cină. Gândul ăsta l-am pentru dumneavoastră. Să ne cercetăm înainte acestei lucrări. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Și apoi spune cuvântul Domnului aici, măturați aluatul cel vechi. Suntem moderni, aveți aspiratoare. Aspiratorul tot trage. Dar trage până se umple sacul și nu mai poate trage. Dar vine Pavel și spune, azi la cine folosiți mătura? Luați mătura și măturați aluatul cel vechi.
Aveți mătură la dumneavoastră? Surori din... Ai, chiar spuneți, mai aveți o mătură pe acasă? Mai aveți câte o mătură? Ei, hai să folosim azi mătura și să intrăm în interiorul nostru și să facem un pic de curățenie, că suntem la cina Domnului. Problema renovărilor e o problemă dificilă. Că nu m-ai zugrăvit casa, așa mi s-a întâmplat și mie, înainte de a veni la el, m-am avut o discuție cu soția, a spus, măi, în dormitorul ăsta trebuie zugrăvit. Și mi-a spus, dar nu mai merge, mă, strânge mobil, adă zugrav, așa nu-mi plac renovările, așa nu-mi plac, dar din când în când mai facem câte o renovare. Și voi la Elim, ați coborât un pic mai jos, așa, când am venit în ianuarie, am văzut asta și am spus, măi, au făcut o renovare, probabil că se impunea, nu? După ani și ani de slujire, de folosire, trebuia clădirea renovată. Dar renovările nu sunt o plăcere niciodată, sunt o necesitate. Și acum vine cuvântul Domnului, spune, la cina Domnului opriți-vă, luați mătura, coborâți în templul vostru. 1 Corinteni 3:16, că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:18-19, fugiți de curvie. Orice alt păcat săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului. Și în versetul 19, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Și acum eu mătura și cobor în templul ăsta și mă gândesc, oare câte curățenii ar trebui să mai fac eu? Dragii mei, tot acum ne împărtășim, că eu mă opresc din predică. Dar înainte de a ne împărtăși, eu stau cu mătura în mână și spun, Dragoș, la nivelul cugetului ar trebui să mai mătur câteva lucruri. Vă trebuie și vouă lucrul acesta. Timotei, păzește credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Locul credinței acesteia este un cuget curat. Și la nivelul cugetului azi eu iau mătura și chem sângele Domnului să încurățească cugetul. Și mă uit la vorbele mele și spun, vorbele astea și astea și astea nu trebuiau rostite. Din vocabularul meu vreau să mătur câteva expresii, câteva fraze, câteva ponte. Și trebuie să fac curățenie. Și mă uit la gesturile mele, și mă uit la gândurile mele, și am de făcut azi curățenie. Și chiar îmi propun să fac. Vrei și tu să faci curățenie? Poate ar trebui, căutăm în 2 Cronici, în capitolul 29. Când se face curățenia în templu, ascultați ce citesc eu. Preoții au intrat în lăuntru casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adus levițe ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. În a 8-a zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului și 8 zile au curățat casa Domnului. În a 16-a zi a lunii îi sprăviseră. 16 zile s-au făcut curățenie în templul de Ierusalim. Și eu mă gândesc, ce era acolo? Adunat murdării din timpul slujirii. Vite, jerfe, multe adunate, că slujirea adună și din asta. Slujirea multe, multe, face roșu de multă mizerie. Dar au spus împăratul și au spus preoții, acum suspendăm. Acum ne oprim un pic din slujbe, luăm mătroaile, luăm roaba, facem curățări în templu, ducem la pârâu și ardem tot și continuăm slujba. Și mă gândeam, nu-mi permit să vă dau sugestii. Nu-mi permit. Dar mă gândeam așa când circul mult prin adunările fraților și am spus câte curățenii ar mai trebui făcută și pe aici. Câte lucruri ar trebui duse de vale la pârâu și arsă. Câte poate zile și săptămâna mi-a avea și noi de lucru. Dar repet, din respect pentru voi, nu-mi permit să vă dau nicio recomandare. Dar aceasta vă dau. Faceți curățenii în adunare. Faceți curățenie în casă și faceți curățire înăuntru vostru. Dumnezeu să ne ajute. Și un ultim gând legat de curățirea aceasta. Poate nu e legat de curățire, mai dăm două foi în Scriptură și întâlnim acolo un lucru. Și în 2 Cronici 34:14 se întâmplă un lucru ciudat. Au plecat preoții ca să ia argintul din lada aia mare cu argint. Și când au luat argintul, surpriză. În fundul lăzii au găsit cartea legii.
Și cuvântul Domnului spune așa: în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Și a plecat la împărat și i-a spus. Se slujea în templu în virtute inerție. Așa că un șofer profesionist de ei permisul, el știe să meargă cu mașina, dar nu-i mai autorizat. Se făceau slujbe fără cartea legii. Știți unde era pierdută cartea legii? În lada cu argint. La intrarea în templu erau două locuri unde se aruncau și văduva și bogat, se aruncau bănuțe. Erau ca două pâlni mari care continuau așa că pe o conductă și undeva la demisol amândouă erau colectate într-o ladă. Și când tu aruncai un bănuț acolo, bănuțul tău mergea și cădea în lada aceea, și de aici și de acolo. Odată marele preot, cu cartea legii în mână, coboară la subsol și face o inspecție, se uită pe acolo, era dreptul lui. Și neștiind ce să facă cu cartea legii, o pus în cutia aceea. Și-a făcut el inspecția, tot și-a plecat. Și-a uitat cartea legii acolo. Și-a venit evreii, sincer, și-a început să pună arginte. Și unul peste altul, arginte o acoperi cartea legii. Și când a scos acum argintul, o găsi cartea legii. Un frate spunea foarte frumos așa: să dea Domnul la pocăiții noștri lada să fie tot plină cu argint, dar cartea legii deasupra. Înțelegeți ideea? Că dacă punem Scriptura de desubt și argintul nostru mult deasupra, deja avem probleme. Deja trebuie să ne oprim și să facem și în domeniul ăsta curățire. Eu am pentru voi o urare, pentru toate familiile de aici, de la Elim. Domnul să vă dea multă binecuvântare în lucrurile pământești. Dar întotdeauna Spiritul conduce materia. Căutați mai întâi împărăția cerului. Să ne ajute Domnul. Amin. Închei. Gândul care l-am avut. O privire interioară. Suntem la cină, ne cercetăm, scoatem afară și mândria, și răutatea, și fățărnicia. Amin? Amin. Suntem la cină, mă uit la curățirea mea, adunării în care slujesc, mă uit în casa mea și mă văd slidit să pun astăzi iarăși mâna pe mătură și să fac curățenie. Să vă ajute Domnul și pe voi. Amin? Amin. Pentru trup avem mese festive. Am niște gazde deosebite, sora Irina cu fratele Vale. Nu pot mânca cât mi se pune. Avem onomastice, avem sărbători, avem mâncări, 7 feluri de mâncare. Mergeți la nunțele astea mai pompoase și vedeți câte se risipă se face. În fiecare zi, în fiecare zi. Iar pentru suflet, presbiterii voștri, odată pe lună trec cu trupul Domnului. Noi suntem un om de afară, trupul ăsta, 2 Corinteni 4 cu 16, dar suntem un om din lăuntru și omul din lăuntru e flămând. Omul din lăuntru dorește o fărâmătură de pâine, atâta vrea, din trupul Domnului. Omul din lăuntru vrea o picătură din sângele Domnului. Și tu stai mânios cu capul în jos și trece azi cina ca așa luna trecută, ca așa acum 2 luni și poate ai luni de zile și multe vreme de când nu te-ai împărtășit. Și omul din lăuntru tău slăbește și omul tău din lăuntru dorește să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Hai să mai renunțăm la mâncarea omului de afară, la întreținerea în lux a omului de afară și să ne preocupăm de omul din lăuntru. Și când trece azi, fratele, cu trupul și sângele Domnului, împărtășește-te. Doamne, ajută-ne. Amin. Amin.